primul rând, ce simbolizează verighetele? Verghetele simbolizează povestea de iubire dintre cei doi îndrăgostiți. Putem citi oamenii de lângă noi doar din câteva gesturi sau amănunte. Verghetele sunt un astfel de amănunt. Sunt simbolul unei promisiuni pe care ai făcut-o și care ți s-a făcut. Reprezintă bijuteriile cele mai de preț pentru un cuplu de îndrăgostiți pe care să-și unească destinele. Ce aduce nou anul 2015 este accentul din ce în ce mai mare pus pe personalizare. Foarte în trend acum este și personalizarea realizată prin gravarea exterioară, modelele diverse de verghete clasice gravate la exterior cu laser. În acest sens a fost creată colecția Sahara, care exemplifică această gravare exterioară. Hotărârea în ceea ce privește modelul și metalul prețios din care vor fi făcute verghetele trebuie luate împreună. Frumusețea aurului este dată de culoarea galbenă naturală a acestuia, de unde și denumirea culorii de auriu. Însă culoarea naturală poate fi modificată prin alierea în diferite concentrații sau proporții cu alte metale, precum argint, paladiu sau cupru. Clienții își doresc foarte mult forme clasice, extrem de elegante. Pornind de la modelele simple, clienții noștri optează pentru personalizare prin gravare, nume, simboluri, amprente sau poem, sau prin intermediul diamantelor. Cuplurile trebuie să ia în calcul faptul că verghetele pe care decizi să le cumpere le vor purta pentru tot restul vieții și trebuie să fie rezistente și mai ales comode. Tehnologia premium pe care o folosește Coriolan la fabricarea verghetelor permite alegerea profilului atât interior cât și exterior. Cea mai comună gravare este cea interioară, numele și data, însă din ce în ce mai mulți clienți vin cu sugestii personale. Avem diferite tipuri de etaloane în conformitate cu profilul interior al verghetelor. Recomandarea noastră pentru viitorii miri este ca aceștia să-și ia măsurile în două momente diferite ale zilei pentru a face alegerea corectă. Se spune că există câte un diamant perfect pentru fiecare poveste de dragoste.